tot avem 100 de alcool. O să vă testăm comparatorul de test. Pe dumneavoastră folia. Puneți partea fricțire în aparat. Da? Și acum tu faci 7 secunde fără întrerupere, da? Da. Da. Încă puțin, încă puțin, încă puțin. Încă puțin. Nu. Repetăm testul, nu foarte puternic, suflați constant, fără întrerupere, da? N-am suflat niciodată, de-aia nici nu. În timp ce dumneavoastră suflați, se aude un semnal sonor. Când s-a oprit semnalul, vă opriți și dumneavoastră, da? N-am suflat niciodată, n-am. Ați consumat alcool? Nu. Încă puțin, încă puțin. Suficient, suficient. Zero. O să arăt plăcutul. Nu. Nu. Este la mâncime de la cumva. La mâncare de la mama și am plecat acolo ca mâine de la lumea de la uite. Am aici la mâncare uite. Doar mai aveți probleme. Da, șeful, știu. Știu. Fără greșeala mea. Știu. Știu. E greșeala mea și vă rog. Doar mi-e aici, Olivam. Și v-am văzut, am vrut să vă evit, e cunosc. Cum vă numiți? Cătălin Poruș. Da, am făcut belere, puteți uita lumina, n-am făcut nimic acum. Dacă vreți, mă uitați lumina. Chiar vă rog frumos. Buletinul am acasă, are, uitați pe ce nume, are acte, tot cu puterul. Dar are comentele tot amin. Am întrebat dacă... Da, șeful, da. Nu, am crezut că vezi pentru mine. Nu am nume, pe ce. Am ieșit de aici, mama, vezi să... Uite, chiar ai văzut tot astăzi, dacă vezi să vezi, poate vreau unde... Unde am de pe care are cartea lui, nu știu ce are pe aici. Are cartea lui și am înțeles că are și revizie pe el, are mai multe dintre astea. Și asigurare, și asigurare, da, da, da. Da, nu, nu. Da. Nu, că nu e al meu, dar v-am spus că nu e al meu, dar era al meu vecin. Da, domnule, al meu și... Da, treci. Da, da, da. Asta e. Asta e noastră. O să facem o testare pe aparatul de rodez. Ați mai fost testat? Nu. O să facem. Dați-mi documentele. Partea subțire în aparat. Partea subțire în aparat. Las constant 6-7 secunde. Doamne, nu vă mint, domnule, dacă v-am zis că nu beau. Nu beau, că dacă beam, vă spuneam, da, domnule, am băut și o bere și... Iertați-mă, dar nu am băut, vă spuneam, de ce vă mint? Uite, acum mă prindea sumitura, nu? Eu, dacă beau la Crăciun și la Paște și o bere. Dar fără permis. Domne, recunosc, recunosc, domnule. Vă rog frumos să mă iertați, nu, dacă mă mai întâlniți vreodată, eu singur mă legat, uitați, sunt om mare, nu vă... Nu sunt copil. Deci chiar cu adevărat am greșit, uite aici, las și plec cu dumneavoastră mașina, dacă vezi cu adevărat. Nu vreau să faceți berea, că n-am avut niciodată necazuri și chiar nu vreau cu adevărat și vă mulțumesc cu adevărat dacă mă iertați și vreți. Asta din locul meu, asta s-a făcut. Doar meseria ne face. Nu, ăla a fost neva. Chiar nu vreau să... Nu am avut probleme, nu... Asta ziceți că îl spune, îl spune, da, îl spune. Da, iar. Uitați pe unde am făcut acum, băi, l-am luat numele. Vreți să vă rog numiți? Cătălin Poruș. Copil? Cătălin Poruș. Poruș? Da. Permisul noastră, 6 identitate, documentele autovenitului, certificat de matriculare și asigurarea migratorie. Ați consumat alcool? Pentru asta v-am oprit, o să vă testăm. Dați-mi vorba asigurarea. Nu e niciun problem. Desălugător auto, v-am oprit să vă... Am înțeles, dar nu știu. Acolo noi rămâneam. Păi, fugim la loc foarte... Cine știe? Asta e posibilitatea. Și așa e, da. Ia zic, ușa pe-n cap.
Actele, că mă... Adu-mi și mie actele, acum mă coborâți. Adu-mi și mie actele, permite-mi, spune-ți. Păi, dar nu mă lasă, că mă filmează, nu mă lasă. Coborâți din mașină, că m-ați spus la treia oară, vă rog frumos. Să vă verific și pentru paza de date. Poftim? Iubeți-mi la acolo, veniți mai aproape, vă rog. Trebuie să facă bine aici. 7 secunde să facă rând pe da? Da, da, da. Încăpățim, 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 încăpățim. Gata, suficient. Exact, veniți să vă verific, vă rog. Grosanu Marius, v-am prezentat și la început. Grosanu Marius. Grosanu Marius. Păi telefonul la urechi și vorbiți cu mine. Alo? Pentru faptul că nu ați avut documentele noastre, v-am sancționat cu 435 de lei în 2 zile lucrătoare, fără puncte penalizare. Obiecțiuni dacă aveți, vă rog. Nu. Sunați și mie aici, vă rog. Și dacă nu sunați? Dacă nu sunați, o primiți acasă, le poști. Nu o sunați. Refuzați, da? Refuzați? Da sau nu? Da, sigur. Aici, vă rog. Aici, ne-am pus. Să citești eu? Da. A condus autoturismul marca cu număr de matriculare fără a avea suprasat documentele pe vârstă de lege, permis de conducere și act de identitate. 870 de lei, 435-48 de ore. Aici o dată și aici o dată. Nu știu legea. Este 0,4 lege în aparat. Aparatul e drăgăț. Da, am înțeles.
pe calcule, cred că mergem să vă recoltăm probe de sânge. Acum? Vă rog să opriți motorul mașinii. Vă nu prins, Ion. Mergem la sânge. Mergem. Cum se dă sânge? Vă rog să stabilesc când vreți să mă arătă. Mamă, și-am văzut că e frumos. N-am văzut documente, nici un document. V-am spus 2 secunde prin spate, am tot acolo. Ai dat de șeful și cu lații cu bilet. Ce am zis? Mâine, la 649. Bă, că eu ieși până. Șefe, stai cu fața. Stai la poză. Având în vedere acțiunea care se desfășoară la nivel european în această perioadă, pe reasa județului Tărăman au fost desfășurate activități specifice, ocazie cu care au fost depistați un număr de 3 conducători auto, 2 sub influența băuturilor alcoolice, iar altul fără a poseda permis de conducere. De asemenea, au fost reținute un număr de 4 permise de conducere pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice.